Sveclă s-a născut pe 16 noiembrie 1989 în Șoldănești. A absolvit Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specialitatea actor, teatru, film, clasa profesoarei Nelly Cozaru. Din anul 2016 face parte din trupa de actori a Teatrului Național Mihai Eminescu. Este căsătorită cu actorul Anatol Turbală, cuplul are 2 copii. Actrița recunoaște că scena i-a adus și i-aduce mari bucurii. Azi, la Istoriile Gloriei, un om care a ales conștient o carieră artistică, o actriță care bucură publicul de pe scena teatrului, o soție și o mamă împlinită, Olesea Sveclă. Olesea, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și ziceam și oamenilor de pe Instagram că vine minunata Olesea Sveclă și vă rog frumos să fiți activi și ei au fost cu întrebări. O să le vezi și o să le citești ceva mai târziu, dar deocamdată le-am pe ale mele aici. Sunt simpluțe, dar vreau să răspunzi așa pe amplu. Prima ar fi, cât de des ai auzit întrebarea, sigur, actorie vrei să faci? Da, foarte des, mai ales în școală. Aveam o profă de română care, când i-am spus în clasa 8-a că vreau să fiu actriță, ne-a întrebat, nu mai țin minte în care context, ea așa a făcut-o. Tu vrei să fii actriță? Știi? Adică, de unde? Am luat-o în serios. Nici nu știu dacă e serios, adică cumva eu eram nici extrovertă, dar nici introvertă nu eram. Și m-a mirat răspunsul ei, cumva pe mine m-a jignit pe moment și am zis că ok, eu ți-am să-ți demonstrez, sau nu știu, pentru mine așa a fost un fel de... că ei nu iau în serios profesii gen actorie, gen că ești interpret sau că vrei să faci pian sau că vrei să faci, nu știu cum, pictură. Artă. Asta, da, artă. Asta nu sunt profesii. Asta e, și ea fiind profesoara de română. Acum, cumva, mă uit și zâmbesc, știi, în urmă la asta, dar des am auzit această întrebare. Am și făcut, cumva, un schimb de idei pentru după 12 ani de școală, pentru că mătușa mea este actriță și ea, și unchiul meu la fel, Vitalie Ursu și Rodica Sveclă, acum bine sunt emigrați în Canada, dar ei au lucrat în profesie, în Târgoviște, București, deci au avut proiecte. Aveai oameni de la care să te inspiri. Da. Și eu le-am spus că vreau să fac și eu actorie și ea mi-a zis că hai, poate gândește-te altceva, pentru că totuși este viață pe roate, că e cam complicat. Și eu m-am dus la jurnalism, am făcut un an de jurnalism și am zis că, după un an, am zis că asta nu este al meu. Nu vreau să-mi pierd, nu știu cum, tinereța și vibe-ul și tot ce simt eu atunci. Și cumva am făcut așa, mă plimbam pe malul lacului aici la Sculeanca și am zis că eu mă duc să depun actele la facultate. Și așa am făcut, am luat actele, că doar nu se prea permitea, am luat actele că am zis că îmi trebuie nu știu ce xerox chestii și m-am dus, l-am depus la arte, am intrat și am spus pe urmă părinților mei că eu mi-am schimbat facultatea. Ei, de acolo mă povestesc că mama a fost categoric împotrivă, că nu trebuie, că de ce, că nimic nu faci, că la, unde, ce actorie, care bani, de ce treagă de vatură. Așa că... Dar eu zic să povestești, pentru că din ce văd eu pe Facebook, ai o relație apropiată cu mama ta, cu părinții tăi în genere. Da, noi încercăm să o facem apropiată, pentru că noi am avut sechelele noastre, plecarea mamei peste hotare și eu aici fiind deja am povestit și cred că am și făcut spectacol și cumva eu mi-am tratat toate rănile. Ea a fost plecată când eu aveam 10 ani, a plecat în Italia și prima dată n-am văzut-o 3 ani, după care deja o dată n-am vedeam și evident că relația mamă-fică nu a fost super de strâns, legată și mereu după ce s-a întors, deja de 7 ani cred că în Moldova, noi mereu lucrăm la relația noastră, cu toate că acum suntem super bine. Iată, acum pot să zic că eu cu mama mă împac foarte bine, pentru că eu sunt mamă și o înțeleg și mai bine. Da, mai auzi și fraze de genul, actoria te ține flămândă. Trebuie să muncești în diferite locuri, pe bune. Adică nu, salariile noastre sunt mici. Dacă cineva crede că noi trăim în lux, nu, ele sunt foarte mici. Când o să zic mici, gândiți-vă că sunt sume... hai, un pic mai mult de 5.000 de lei, dar cam asta. Și pentru asta ești nevoit să lucreze peste tot. Dar ne descurcăm, ca să înțelegi, mie îmi place ceea ce fac. Dacă nu-mi plăcea, eu abandonam. Adică, sigur, abandonam de mult. Thank you.
Te simți împlinită, fericită în lumina reflectoarelor? Da. Spune-mi, te rog frumos, care actor nu s-ar simți împlinit în lumina reflectoarelor, cu sala plină atunci când spectacole sunt vândute, când îți scriu mulțumesc pentru spectacol? Pentru mine asta este o apreciere, adică publicul și tot ce, că ei vin la teatru și că chiar am remarcat în ultimii ani, pentru că sunt deja de 10 ani în profesie, în ultimii ani oamenii vin mult la teatru. Oamenii, sălile sunt pline din ce în ce mai mult și asta ne bucură și noi cu actorii vorbim că vine o altă generație de tineri, de oameni care sunt interesați de cultură, sunt interesați de piese, discută, au un spirit critic, analizează subiectul, analizează spectacolul respectiv, actorii pot face diferența care a fost mai bun, care mai are de lucru și tot așa. Adică pe mine asta mă bucură. Tu fiind actriță la Mihai Eminescu, cel mai important teatru din țara noastră, să recunoaștem, ce este greu în a fi actor acolo? Întrebarea nu știu cum e, nu știu ce să răspund la ea, pentru că eu nu mă simt foarte bine. Iată ce ține de colegi, dacă cumva mă întreb de intrigi, de chestii din asta, nu avem. Noi avem un colectiv foarte fain, bune. Oameni foarte loiali, oameni foarte înțelegători, colegi cu care ți-a plăcut să ieși în scenă, colegi de la care ai ce învăța și când vorbesc de absolut toți. Pentru că eu am o deosebită plăcere să urmăresc, eu i-am spus doamnei Angela Ciobanu că o urmăresc cum ea se pregătește de spectacol, cum ea lucrează asupra rolului. Deci noi suntem în continuă dezvoltare în teatru. Noi nu suntem, iată, învățat meseria. Actoria nu este o chestie pe care tu înveți 4 ani la facultate și asta. Nu, asta a fost un fel de experiment. Tu ai înțeles, ai vrut să înțelegi dacă ți-ți place sau nu, după care tu te duci mai departe și începe școala adevărată. Și evident că trebuie să ai și roluri și spectacole în care tu să-ți pui talentul și meseria la bătaie, ca să poți să te dezvolți și datorită, pentru că și teatru este o muncă colectivă, tu nu poți singur să fii. Tu mereu trebuie să asculți, exact cum suntem noi acum două și tu pe mine mă asculți și îmi pui întrebări în dependență de răspunsurile pe care le dau eu, așa și acolo. Deci trebuie să fii cu urechea foarte fină ca să-ți asculți partenerul, să înveți și sunt o sumedenie de actori pe care pur și simplu îi ador, deci pentru care îi văd câtă dăruire sunt în scenă, cât cum le arde, știi cum, ochiul. Mă uit la Diana de cu seară, cum ea uneori după spectacole iese plângând pentru că a fost sala plină și e pur și simplu fericită și asta e minunat când ai așa colegi. Ne mai vorbim domnul Petru Hadârc, Ion Mocanu, colegul meu Dan Melnic, pe care îl ador, Tinca Mardar. O lista poate continua pentru că și sunt super faini toți, deci ai ce învăța. Eu am avut norocul, că discut cu colegii tăi, fac interviuri cu ei și știi, mai toată lumea a vorbit același lucru, că sunteți o echipă foarte unită, că intrigi nu există, nu aveți când de ele. Da, adică sunteți tot timpul în muncă, dar dacă nu ar fi fost așa, ai fi spus-o public? Cred că băteam în stânga și în dreapta. Nu ești știu, sincer așa, de felul tău, zici lucrurilor pe nume? Cred că înainte eram mai, cum să zic, mai nebună, mai, poate maternitatea m-a schimbat, mai tupeistă, știi? Acum mă gândesc dacă merită efortul meu ca eu să spun ceea ce cred, dacă eu prin ceea ce am să spun, eu am să schimb ceva. Înțelegi? Adică mă gândesc înainte de a spune ceva și nu prea o fac acum, dacă sincer. Adică, dar dacă se întâmplă ceva care pe mine mă afectează direct, da, vorbesc. Deci sunteți colegi de breaslă, vă înțelegeți foarte bine, vă faceți munca în echipă, pentru că ceea ce vede spectatorul e de fapt muncă de echipă. Da. Dar prieteni adevărați în teatru ai? Da. Prieteni cărora să le spui ce ai pe suflet? Tu știi, nici mie uneori nu spun ce am pe suflet. E destul de complicat. Noi trăim acum alte vremuri. Nu știu, mi se pare cum dificil ca noi să fim, să ne dezvelim, știi, pe noi, să scoatem acel strat sensibil și să începem să vorbim cu cineva. Dar se întâmplă momente în care poți să discuți ceva,
Dar, de regulă, prefer, știi cum, myself, știi, eu și eu să discut. Tu te bucuri cu tine, tu te vindeci pe tine. Da. Eu am o problemă, eu sunt un autocritic mare și în momentul în care există o problemă, eu pe mine, în primul rând, mă biciuiesc și mă autobiciuiesc și încerc peste asta să trec și lumea îmi spune, Olesia, liniștește, că totul e bine, nu? Dar eu sunt perfecționist, așa sunt eu, nu știu cum să trec peste asta. Mai am de lucru. Dar ai ce vorbi cu un om care nu a fost niciodată la teatru? Ai ce să discuți. Și dacă un astfel de om care nu prea a fost la teatru și a fost o singură, prima dată a venit, spre exemplu, și se duce la acasă și două zile încă după asta el se gândește la piesă, iată, asta, eu pot să zic că e victorie, glorie, dacă toți suntem la istoriile gloriei. Ești mulțumită de cariera pe care o ai acum? Cum să zic? Eu niciodată nu sunt mulțumită de mine. Eu încerc să caut proiecte pentru că eu zic, eu am motoare mult mai puternice decât și încerc să mai cochetez cu regia, mai fac spectacole de regie. Sunt perioade de stagnare care pe mine cel mai tare mă omoară, dar ele pe mine mă ajută să înțeleg ce vreau eu mai departe și să înțeleg ce direcție vreau. Pentru că atunci când ești în teatru, cumva ești fixată de repertoriu care este, iată, se vor juca următoarele spectacole sau se vor monta și independența o să fie distribuită. Dar eu sunt omul care vreau singur să-mi fac proiectele, știi? Și mă gândesc acum la alte proiecte care aș vrea să le montez sau să joc. Și ai spus că atunci când tu ți-ai luat actele de la jurnalism, le-ai depus la actorie, mama ta a aflat după. Da. Și eu după ce am intrat, ei au aflat. Ți-a spus câte ceva ce nu te-a bucurat neapărat. Da, deloc m-a bucurat, pentru că ea a fost foarte rea și a zis că niciodată tu nu mă asculți și că tu faci doar ceea ce vrei tu, pentru că eu mereu așa am fost. Eu întâi am făcut lucruri, după care așa am făcut cu tatuajul, așa am făcut cu piercingul și eu întotdeauna le arătam post-factum decât înainte să întreb, e voie sau nu e voie? Ai inițiativă da, tot timpul. Acum mama ta vine la spectacole? Da. Te aplaudă? Da, vine. Mama și mi-a zis odată că zici că ești Olesia, că dacă nu erai tu, nu mai eram eu în cercuri de oameni importanți, știi? Adică să-i aud, să-i văd cum vorbesc, să vadă la televizor pe Anatol sau pe mine. E că cumva nu s-a gândit că meseria o să dea roade, știi? Adică că asta de fapt este o meserie și că ea este importantă. Și nu mai există în ziua de astăzi întrebarea asta de ce faci teatru. Cumva să faci doar un și același lucru e destul de complicat. Iată, nu poți. Mie mi se pare greu. Oamenii care au doar o singură profesie, de dimineață până seara, spre exemplu, să fac una și aceeași chestie, mi se pare foarte complicat. Deci, pentru tine este complicat să fii doar actriță? Nu că eu am avantajul că pot să joc și rolul ăsta și ăsta și ăsta. Adică mie îmi place mereu să fiu implicată și îmi caut întotdeauna activități peste activități. Un alt hobby al meu care a fost o profesie și e profesie și care mi-a dus întotdeauna un venit în plus, asta a fost sportul. Eu am antrenat, noi când mergeam la Unica cu ani în urmă, eu pe urmă m-am făcut un antrenor. Asta nu știam. Aia, vezi? Așa, deci tu eu, da, în anul ajutai 3, fetele să slăbească. Da, în anul 4 când urma să absolvesc academia, eu știam că din actorie nu pot să câștig, doar o să fie insuficient și m-am dus la Galina Tomaș, ea m-a luat, m-am învățat și eu am lucrat 5 ani de zile ca antrenor. Adică, pentru mine acum profesia de antrenor e, nu știu cum să zic, și mă gândesc să revin la ea, culmea. Adică, nu că să revin, dar să revin mai serios, pentru că la teatru acum eu cu colegii îi antrenez. În sala de balet noi ne întâlnim de 3 ori pe săptămână și noi facem mișcare. Deci tu ești profesoara de mișcare? Da. Super! Da, și zic, eu sunt omul care eu nu pot sta doar cu o singură chestie și dacă o să mai vin, și emisiunea pe care o fac, adică întotdeauna încerc să-mi caut activități pentru că altfel mă plictisesc. Când vine vorba despre teatru, ești foarte responsabilă pentru că te invitasem ceva mai de mult și tu ai spus că nu poți veni pentru că ai premieră. Adică dacă e vorba de un spectacol, tu ești trup și suflet.
Asta sunt riscurile meseriei. Tu nu ești acasă, spre exemplu, la ora 5 seara, dar ești la repetiție, ajungi destul de târziu, dar asta e frumos, nu știu cum să zic. Ești împlinită pentru că tu descoperi lucruri pe care, nu știu cum, în viața de zi cu zi tu n-ai putea să le întâlnești. Iar în scenă, în materialul pe care lucrez, ești acolo. Am să vorbesc despre spectacolul care mi-a adus foarte multă satisfacție și care cumva mi-a tratat toate rănile ce ține de mama. A fost Dragoste la pachet, care l-am lucrat cu doamna Tatiana Saienko, ea fiind și ea plecată, care a fost în Italia 12 ani de zile, a scris un text, l-a cules de la mai multe femei, unele istorie ale ei și noi l-am pus în scenă. Și iată, de mult n-am avut parte de o astfel de echipă în care toți eram trup și suflet. Iată, lucram cu pasiune. Nu știu dacă ai făcut vreo piesă, ceva, sau ai scris un cântec care pur și simplu să te nebunească. Te ascult și da, rezonez. Da, da, și asta s-a întâmplat la Dragoste la pachet, în care noi pur și simplu eram acolo, trăiam și lucrurile, știi cum, când au să se întâmple, ele se întâmplă indiferent de circumstanțe, de loc, de timp, de spațiu. Despre mamele noastre care au plecat și și-au jertfit tinerețea, viața pentru o viață mai bună a copiilor săi. Un amalgam întreg de emoții, de la sarcasm, cinism, ironie, durere până la cele mai sensibile note ale sufletului. Spectacolul poate fi o terapie. Da. Și te vindecă pe tine, dar pe mama ta a vindecat-o spectacolul? Eu nu știu dacă a vindecat-o, pentru că aici trebuie să o întrebăm pe ea, știi? Tu n-ai întrebat-o niciodată? E greu, totuși 14 ani de zile atunci când tu ești departe de casa ta, când ești cu oameni străini, cu oameni care nu sunt rude apropiate, tu ai răni puternice, care pur și simplu ele în fiecare an, cât ești departe de familie, ele se adâncesc și ca să le tratezi e nevoie de mult timp și dragoste și răbdare, pe bune. Adică cred că mama mea încă mult are, încă o văd, știi, că uneori o doare, dar nu spune. Adică, dar o înțeleg. Tu ai o soră. Da. Ți-a fost alături tot timpul? Sora mea a fost practic a doua mamă, adică ea a fost omul care a avut grijă în totalitate de mine atunci când eram la facultate. Eu și acum n-am să uit momentul când eram înainte de examen la caractere, anul 2, și aveam nevoie de o pereche de chiloței din ăștia, că trebuia să fac un caracter de fetiță. Și chiloței cu fundiță îmi trebuia și iasă Romana s-a dus la piață, l-a căutat, ăsta, nu ăsta, a venit cu 10 minute înainte de examen și mi l-a adus. Iată așa, asta este sora mea, când vorbesc despre ea, ea a făcut tot posibilul, mi-a oferit tot și ce ține de etichetă și de haine și de educație. Am o soră extraordinară. Se pare că te inspiră, te învață câte ceva sora ta. Da. Da. Are și ea copii. Doi. Și ea mamă. Așa s-a întâmplat să fie cu 6 ani jumătate mai mare decât mine, dar noi am rămas însărcinate cam la aceeași perioadă. Fetele noastre, primele sunt la 17 zile diferență, iar a doilea copii, deci Dragomir și Eva, sunt la 2 luni jumate. Cumva le aranjează stelele, da? Da, da, da. Și acum când ne ducem undeva la plimbare, eu parcă mă duc cu o grădiniță întreagă. Vorbeam cu tine înainte de a porni camera de filmat că avem despre ce discuta și noi, că suntem mame. Și totuși am accentuat faptul că, pe lângă rolul de mamă pe care îl ai tu zi de zi, ai și o activitate foarte frumoasă pe care nu toate femeile o au în țara noastră. Ești actriță, faci artă și asta trebuie să fie discutat în mass media, nu? Și pentru tine e important să faci asta pentru că altfel aduni frustrări. Cred că l-am simțit cel mai mult după nașterea lui Dragomir, când deja sunt 2 copii, atunci s-au adunat iată frustrări că nu fac nimic, că trebuie să mă mișc, dar înțelegeam că încă nu e timpul, nu poți să te miști, eu sunt responsabilă și atunci când dai viața unui copil, tu trebuie să fii ochi, urechi, trup și suflet acolo ca el să simtă dragostea. Când am simțit că sunt pregătită, deja m-am apucat serios de lucru și e adevărat, dar
nu cred că vine vorba doar de meseria mea pe care o am de actorie. Eu cred că orice mamă, dacă stăm prea mult acasă și acordă prea mult timp copiilor, la un moment dat se pierde și uită cine este ea. De asta, cumva, el trebuie să treacă peste această barieră, cât de dureroasă n-ar fi, cât de greu n-ar fi, să-și caute o activitate, orice. Se adună întrebări și aici la mine, dar știu că sunt oameni care ți-au pus întrebările lor și o să se supere dacă nu o să le dăm atenție și o să revenim la ele după o scurtă pauză de publicitate. Ok. Deci, Alesia, da, întrebările lor, nu a mele, a lor. Am înțeles. Hai, te rog, Vitalie, pune-le aici în față și o să extragi și câte una, până dăm de capăt, dar răspuns la toate. Cam multișoare, vezi? Să zic eu. Mm-hmm. Mai vrei copii? Ce părere ai despre familie care fac mulți copii? Te vezi mama nouă copii, de exemplu? Nu mă văd mama nouă copii. Mai vreau, dar nu acum. Vreau unul, cam știu vârsta, pe la 36 de ani. Adică mai am vreo 4 ani până acolo. Și ce părere am despre femeile care fac mult copii? Dacă ele pot să ducă această, nu știu cum să zic, pentru copii sunt o minune, dar e și o responsabilitate. Eu nu pot să-mi asum să fac mulți copii atunci când eu nu pot să le acord timp fiecăruia în parte și destul de mult, pentru că eu nu vreau să fac grădiniță, eu vreau să fac individualități. Și eu sunt sigur că ei, între ei, cei care au mulți copii, cresc armonios, părinții mei, tatăl meu e din 5 fete, deci toate sunt cu caractere diferite și sunt super bine frumos. Dacă pot să le ducă, no problem, lasă meargă mai departe. Tu ce părere ai? Deci, părerea mea e că tu faci copii frumoși și ar fi păcat să te oprești la doi. Dar tu nu te oprești la doi, vrei încă unul minim. Da. Țin minte că mi-ai zis odată când eu eram însărcinată cu al doilea băiat că nu erai pregătită pentru a doua sarcină? Nu eram pregătită, da. S-a întâmplat că așa a hotărât Dumnezeu. Da. Și cum ai reacționat când ai aflat? O, Doamne, tot știu istoria asta, adică tot și acum râde de mine că eu eram... Era în decembrie, eu eram super de iritată, știi, când tot corpul tău spune că ceva nu e în regulă cu tine, că sânii buhneau, eu eram emoțional, deci efectiv nervii la pământ, răcită. Anatol era în turneu în România, lucra la un proiect. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Și eram doar cu Cassandra acasă și am făcut testul de sarcină, mamă, și eram singură, am plâns, cred că de dimineață până seara și nu eram pregătită, i-am scris și Durbală, iar ai sfitată cu 177.000 de semne de exclamare. Acum regret, evident, că momentele alea, pentru că așa a fost să fie și sunt bucuroasă pentru că ei amândoi împreună cresc atât de frumos și atât de bine se dezvoltă împreună, că eu mă uit și zic... Și încă și mă mai bucură faptul că ei deja sunt mai măricei, știi? Nu mai văd, am gata. Că după idei, cam acum trebuia să stau cu scutece, cu... Dar acum deja sunt mari și eu am timpul meu și proiectele mele. A fost situație când ți-a fost dificil cu doi copii mici? Da. Sigur, 100%, a fost foarte greu. Nici acum uneori nu e ușor. Pur și simplu, eu acum ei îmi spun ce doare, ce îmi pot. Prima dată când a venit, eram eu cu Anatol, am rămas eu cu copiii. Anatol trebuia să vină de la turneu. Și el a crezut că eu o să mă întâlnesc, ca de obicei, cu zâmbetul pe buze. N-a fost să fie așa, eu eram super de obosită, plângeam cu Dragomir în brațe, Cassandra, care era răcită, plângea și ea. Deci numai Dragomir, care era mai liniștit și dormea, era ok. El s-a speriat, știi, adică efectiv nu știa de unde să mă iei. Unde e armonia? Nu, n-a fost armonie. Pe urmă a început pandemia și m-am dus la țară și a fost minunat pentru că părinții mei m-au ajutat foarte mult. Noi am trăit acolo vreo jumătate de an, mai mult de jumătate de an, fericiți, în armonie cu natura și cu casa părintească și cu părinții alături și a fost fantastic, dar sunt momente în care cel mai greu este când se îmbolnăvesc. Deci când ambii copii sunt bolnavi, tu nu ai dispoziție nici să mergi la job, nici să lucrezi în plin picior. Pentru că nici nu poți să dormi noaptea. Da. Copiii au nevoi. Exact. Înțeleg ce zici. Dar acum e mai ușor, e mai simplu și cum merg la grădiniță. Asta și vine următorul.
Hai, te rog, mai departe. Te vezi frumoasă? Nu. Nu, nu mă văd. Stai. Întrebarea e? Te vezi frumoasă? Răspunsul e? Nu. De ce? Nu, eu nu cred că frumusețea e că eu sunt super frumoasă, că am ochi frumoși, că așa mi se spune. Nu mi-atribui toate astea, adică nu știu cum, parcă mi se pare... Deși soțul tău primește mereu complimente că are femeie frumoasă. Dar eu nu, pentru că fiecare femeie mereu are ceva ce nu-i place. Că nu-i place astăzi părul, că nu-i place cum că trebuie să mai dea jos din kilograme, că... Cred că din asta am și eu, dar nu mă văd din asta, nu știu cum... Starletă din asta super frumoasă și... Nu, stai altfel, pentru că tu acum m-ai pus așa, în dificultate. Tu ai intrat astăzi și am zis că ești frumoasă și am zis-o pentru că așa te văd eu, pe bune. Și tu te uiți în oglindă și ce vezi? O femeie frumoasă? Și eu mi-e greu să răspund, pentru că eu nu pot să zic că eu sunt urâtă, dar nici nu pot să zic că sunt frumoasă, înțelegi? Ai nevoie de... alți oameni care să-ți confirme câte ceva? Ana, tot trebuie să-mi confirme, cu regularitate. Dar pe interior, cum te simți? Bine? Sunt perioade când mă simt super bine și sunt perioade când mă simt mai prost. Dar, nu, per linii generale, ca să zici că nu sunt o narcisistă, asta doar vreau să-ți spun. Nu că nu conștientizez că sunt frumoasă, înțeleg că am ochi frumoși, că sunt cumva... Păr arată bine. Da, păr arată bine, dar îmi place să am grijă de mine. Dar nu... Exagerat. Nu mă simt din asta, să fac din asta... Selfie, iată, știi? Non-stop, să pui pe Instagram. Hai, eu sunt cu frumusețea mea. Ce faci? Fă ceva cu creierul tău, nu cu frumusețea. Da, de acord, dar bun, hai, mai confirm și eu. Ești o femeie foarte frumoasă. Ai, nu, că nu de asta am nevoie, ca să mă confirm. Bine, următoare. Ai fi fost la fel de populară dacă nu era soția la Natura Durbală? Cred că eram și mai populară. Pe bune. Stau și mă gândesc, pentru că eu sunt cu Anatol, eu trebuie să fiu cumva în... Deja mă văd soția la Natol Durbală, lucru care mie tare nu-mi place mult, știu că eu evit să spun că eu sunt soția la Natol Durbală, încerc oricare, încă nu sunt cunoscută. Cred că aș fi luat TikTok-ul și Instagram-ul mult mai devreme. Ok, am înțeles. Bună, o să dezvoltăm întrebarea aia în altă parte. Mm-hmm. Ai fost vreodată la ghicitoare? Nu, n-am fost. Nu ești curioasă de astfel? Astrologia, nu știu dacă astrologia este legată de ghicitori. E astrologia așa, o cunoaștere. Ghiceala e... Nu știu ce e. Nu. Vezi cum sunt curioase fetele? Da, chiar nu. N-ai fost. Dar astrologia te pasionează. Da. Planetele, stelele și crezi că există un destin, tu trebuie să-l urmezi, trebuie să-ți faci meseria aia care ți-a fost dată. Da? După planeta mea, după harta mea natală, eu cam fac exact ce trebuie. Da. Că sunt cam în direcția care trebuie. Da, deci nu ți se pare tematica asta cu horoscopul ceva ciudat? Nu, din contră mi se pare. Adică sunt oameni care sunt sceptici și zică că astrele nu au nimic comun, dar eu sunt că astrele au foarte mult de spus și ascendentul și felul în care era poziționat soarele și luna și unde ții luna, unde ții... Deci totul e foarte clar. Deci Anatol este pe lângă actorie, el a făcut la Moscova, a făcut facultatea de astrologie și este și astrolog cu diplomă. Deci, și m-a făcut prima dată harta natală când mi-a văzut și zice, ai un singur punct diferență de a ta și a lui Hitler și am zis că vezi, da, nu sunt un despot și asta e bine, dar cred în astrologie. Deci ești scorpion. Da. Hai, următoare, te rog frumos. Care a fost momentul de cumpănă din viața ta? Cumpănă când ți s-a întâmplat ceva din asta? Probabil despre cel mai dificil moment. Mai multe au fost, cred că odată mai nu m-am necat la Iazne, ne-am dus copii și... Erai copil. Da, și mai nu m-am necat, asta țin minte, momentul foarte clar când vecinul s-a băgat sub apă și m-a ridicat de călcâie, că mă trăgea fântână sau ce asta și m-a aruncat în sus ca să not mai departe, dar țin minte foarte clar tot și apa și culoarea și oamenii de lângă mine și tot cum când conștientizez frica și nu știu că ai putea să nu mai existi. Deci crezi că ai un înger păzitor? Da, tot să-l au. Nu. A avut grijă? De mai multe ori. Pe urmă o doamnă a vrut să mă stranguleze, dar asta a fost pentru că era apele ei. Într-o zi din noiembrie ne pregăteam de
de hram la Șoldănești și a venit și m-a întrebat dacă este tata acasă și m-a luat cu un șiret din ăsta de la Adidas și în două pus și mi l-a stranculat, m-a pus la gât și atunci l-am rupt și iată, iarăși îngerul păzitor m-a ajutat. Deci a doua oară ai scăpat? Da. Da. Cu bine. Cum să zic, adică din asta, dacă se întreb de cumpene din asta. Altele, parcă nu, slavă Domnului. Am mai avut din asta când mi-a explodat. Eu, iată, să întreb de cum conștientizez frumusețea. Eram cu mama acasă și ne pregăteam, au tăiat porcul în ziua aia, pare mi se, și eu trebuiam să prind aragazul și imaginează-ți eu. Întrebarea o pun de obiect. Aragazul te-ai pornit, dar eu cu chibritele stau. Și nu mi s-a prins. Și la un moment dat aprind și face vum. Și tot asta peste fața mea. Și părul meu de pe față nu-i. Efectiv, o zburat. S-a dus. Geninus, geninus. Bine că s-a întâmplat așa și numai grav. Mamă, dar eu mă duc la mama cu un plânset și zic, mama, ce-am avut mai frumos, Dumnezeu mi-a luat. Eu zic și liniștește-te, Olesia, cum să-ți crească ție părul la loc. Și așa și-a fost, păi, când genele au crescut și mai lungi. Dar cum se face că nimerești în astfel de situații primejdioase? S-a întâmplat că nu a fost atentă, pur și simplu nu a fost atentă, eram cu ta 12. Și cu șiretul și cu... Da, mă, cred că așa a fost să fie. Ai apelat la chirurgie estetică, ce ți-ai schimbat la tine? Chirurgie estetică, dacă să mă întrebe pe mine cineva, eu n-am nimic împotriva chirurgiei estetice. Știi cum faceți, dar hai să fie frumos. Să nu se vadă de la o poștă. Da, da, să nu se vadă că, spre exemplu, ți-ai făcut buzele, dar ți le-ai făcut cu 10 ml de acid și ca asta de regulă fac fetele tinere. Am înțeles că ele vor deodată 2 ml, puneți acolo ca să... Altele, eu am avut o asimetrie, pentru că în copilărie, altă istorie, în copilărie la 5 ani m-am dus la Săniuș și am zburat cu capul în ardezie, nu știu cum să zic. Șifer. Șifer, da, exact, în șifer și mi s-a rupt buza în două. Deci, la mine buza este cu 100. Aici, dacă stai cu zoom, da, ea așa este cu. Și eu aveam o asimetrie la buză, deci asta era mai sus, asta mai jos și eu doar mi-am corectat asimetriile cu acid hialuronic. Dacă mă întrebați, asta a fost unica mea intervenție la estetică. Dar acum stau și mă uit, dar da, este, se vede, se vede. Pur și simplu, el, cred că medicul a cusut destul de bine, dar ea a fost ruptă în două exact ca la iepure. Așa că am avut multe din ăsta peripeții în copilărie, de care vrei. Corpul meu este un câmp de luptă pentru că aici mi-a căzut poarta, aici un cui, într-un cui am fost aninat, aici, cum am zis, în ardezie. Genunchii nici mai vorbesc. Să înțeleg că tu erai un copil năzbătios? Da. N-ai stat locului? Niciodată. Niciodată. Înainte, iată, de a veni la facultate cu 3 zile, mi-a plăcea foarte mult să merg pe bicicletă. Eu câte 3-4 ore pe zi pe bicicletă eram acasă și zic, ei, hai ca să mă duc la Chișinău deja și nu o să mă mai duc eu cu bicicleta. Zic, da, mă duc eu pentru ultima dată și mă pornesc și la vale, așa o vale abruptă, dar cu viteză, că îmi plăcea viteza. Am zburat, da, am zburat serios, am zburat la vreo 2-3 metri de pe bicicletă. Aici mi-a s-a, așa cum asemnul este, că mi s-a rupt pielea, genunchiul era varză și am avut noroc în principiu, cumva, că eu am vrut să ocolesc o pietricică. Vezi seama câtă muncă are îngerul tău păzitor? Cu mine, da. Să te tot păzească. Acum mai cu minte deja, da, dar multe, multe din astea am avut. Așa ai că... o copilărie cu multe amintiri, da? De tot felul. Da, și când îi văd pe Dragomir că la Șoldănești se urcă acolo, Dragomir coboară! Și pe urmă mă gândesc, dar lasă-l el singur sară să înțeleagă ce înseamnă asta vânt, ce înseamnă tot, știi? Adică... Și pentru tine ca mamă e greu. Da, da, da. E greu pentru că vreau să și-l las să guste din adrenalina asta. Nici să nu ajungi la spitale. Da. Ai fost criticată pentru decizia de a te mărita cu un bărbat mai în vârstă ca tine? Evident! Doamne! Criticată. Bun, criticată de oamenii care... Privesc televizorul, e clar. Nu, tu știi, și când eram la facultate și când, deja pe urmă, când colegii mei au aflat, prima frază care a fost, se clești proastă, știi? Cumva a fost toți, nici unul, deci vreo 2 sau 3 s-au obținut, dar în mare parte toți m-au criticat și au zis că n-ai ce face sau că nu ai minte sau au zis cuvinte destul de dure.
Atunci m-au spus așa, pe șleau. Da, atunci m-au durut, atunci m-au... Dar am zis că ei își trăiesc viața lor, eu, pe mea, și nu au de ce. Eu nu am spus nimănui și nici eu și nici Anatol n-am zis că noi o străim până la dânci bătrânețe. Știi, fericiți. Dacă nimeni nu-ți garantează că tu, dacă, cam mai repetat asta în alte interviuri, că dacă tu te căsătorești cu cineva care este de vârstă cu tine, sunteți ambii de 25 de ani, da? Nimeni nu o să-ți garanteze că tu o să trăiești cu el toată viața. Adică oricând poate să se rupă. Și aici la fel. Adică dacă să fii 5 ani sau 10 sau 15 fericiți, să fii fericiți. Pentru că e experiență frumoasă. Vârsta nu contează. Nu. Nu. Depinde ce vrei tu și de la relația respectivă. Atunci când ai luat această decizie de a te căsători cu Anatol, erai sigură? Da. Eu nu m-am visat niciodată femei din asta care s-au mărit să fac copii, dar am fost prima de la curs care m-am măritat și am făcut copii și nu regret absolut deloc, pentru că mi se pare că datorită copiilor și datorită familiei tu ai mai multe scopuri, știi? Tu trebuie să atingi genul ăla de ștafetă, dacă e sus pusă, deci tu trebuie să mergi încolo, tu n-ai voie să cazi. Copiii tăi trebuie să aibă un exemplu bun. Frustrat faptul că soțul tău e prea vocal în tot ce ține de politică? Nu. Nu m-a frustrat deloc, absolut. Din contră, mă gândesc că are mult curaj, pentru că nu este ușor să critici într-o țară, nu știu cum, coruptă ca a noastră, să vorbești. Într-un stat mic. Da, să fii vocal, să spui pe șleau ce crezi, pentru că ce fac ei este pur și simplu unic. Așa ceva nu există în alte țări, să zicem, pentru că politica nu le permite. Iar la noi, slavă Domnului, bine că se poate de criticat și de vorbit direct despre problemele care ne dor. Așa că, din contră, m-am bucurat și am undeva o doză de... Pot să iau și eu curajul ăsta de la el să vorbesc despre asta și să mă gândesc. Așa că... Dar aceste critici s-au răsfrâns vreodată dur asupra voastră? Da, au fost momente în care a fost destul de dificil sau neînțeles sau... au fost diferite perioade. Dar nu e ușor. Ei au făcut 300 și ceva de emisiuni. Asta e, dar mai mult de 300. Mm-hmm. Cred că mint acum. Și tu nu vii acasă să-ți spui de ce tot vorbești despre asta? Nu, din contra mă bucură că au curajul să fac asta. Olesea, și ultima. Uite, hai să vedem care e ultima. Hai, ai jucat nude? E, da. Da, am și făcut un performance, trei culori se numea, în care eram goală. Goală, da. Dar n-am problema asta, adică dacă este motivat și știu că trebuie să fac asta, nu... Deci nu te deranjează absolut deloc? Nu. Sunt 300 și... sau 3000 de ochi. Nu. Din contra, mi se pare că... depinde care e scopul, știi? Dacă tu faci asta ca să-ți arăți, să-ți etalezi, cum zici, frumusețea... Mm-hmm. Din vanitate. Da, din vanitate. Asta e una. Dar dacă tu ai un mesaj de spus prin asta, atunci e cu totul altceva. Depinde. Ceea ce am făcut eu a fost performance. Asta a fost atitudinea mea civică ca eu, Olesea Sfeclă, ce am avut de spus în raport cu ceea ce am făcut, știi? Pentru că a fost un performance în facultate făcut, trei culori, eram, acum așa, brut vorbind, eram toată unsă cu culorile tricolorului nostru și când m-am șters, a ieșit o culoare de nemaipomenit. Deci, cam ce și era situația țării. Nu sunt genul ăsta, că nu mă dezbrac, nu știu ce, dar asta este meseria. Asta e meseria, riscul ei și... Da. Și aici e probabil o plăcere, pentru că tu te transpui atât de bine în rol și faci ceea ce îți cere rolul. Și mă gândesc că acasă nu ai probleme, pentru că soțul tău e tot din acest domeniu și niciodată nu ți-ar reproșa. Nu, dar n-a fost asta niciodată chiar. Și dacă trebuie, trebuie. Dar un pictorial, de exemplu, pentru o revistă de la noi. Aș face-o. Da, aș face, chiar dacă încă nu am formele. Noi nu suntem mulțumite niciodată de cum arătăm. Aș face-o cu mare drag. Tu ai complexe vis-a-vis de greutatea ta?
Dacă are, nu le are. Deci aici o să zic, bineînțeles că le-au. Și cele slabe da, au. Da, da, da. Și cele grase au și cele care nu sunt și care arată foarte bine, încă vor să mai arate și mai bine. Știi cum e un fel de muncă continuă. Ai zis că vrei să devii iarăși antrenoare și mă gândesc că când o să te apuci să vin la tine. Da, eu o să anunț despre asta, pentru că mie sportul îmi dă foarte multă adrenalină. Iată ceea ce luam eu din Șoldănești, din asta, zgârituri, julituri, sânge. Mie sportul ăsta îmi dă foarte mult și vreau să revin, pentru că eu țin minte drive-ul care îl aveam atunci când antrenam câte 40 de fete odată, când eu știu și perioada când fetele vin primăvara și la început de toamnă, deci încă toamna te mai ții, dar primăvara, martie, sala era full. Câte 40, covorașele alea nu mai aveam un loc, eu n-aveam, bine, plaja, eram, da. Da, da, lipeam de oglindă ca să fac, dar era un fel de, și când vezi că ele lucrează, să vezi femei care au 3-4 copii acasă și vin și lucrează în plin forță și au atâta pasiune și motivație. Motivație, iată asta pe mine mă, știi cum zic, wow. Pe 24 iulie 2022 ai scris așa, Durbală, 6 ani, nu-mi vine să cred, ci că e nunta de fier. Exact, ne trebuie nervi de fier, în special mie. Mulți ani nouă. Ce te scoate din sărite la soțul tău, ar fi întrebarea? Pou, dar acum cred că nu mai scoate nimic din sărite. Noi ne-am învățat să ne înțelegem unul pe altul. Dacă el lui nu-i place că eu îmi las bijuteriile peste tot, mie nu-mi place că el lasă, spre exemplu, o ștergarul care el a mâncat și l-a pus sub farfurie, îl lasă pe pat, pe unde vrei, și pe mine asta mă scoate din sărite. La un moment dat a început asta nici să nu mă mai deranjeze, pentru că eu înțeleg că eu nu mai pot schimba asta la el, cum nu poate el schimba la mine, că eu îmi las bijuteriile acolo unde nu-i place lui, și cumva trăim fericiți. Dar ai vorbit despre fleacuri, adică nu e nimic da, esențial. Da, da, nu sunt chestii din asta. Mie, în general, nu-mi place să schimb, iată, conceptul ăsta de familie în care soția își schimbă soțul, ca el să mănânce așa, ca el să se ducă așa, el să vorbească așa, să nu vorbească cu respectivul, că mie nu-mi place, asta e problema ta, că ție nu-ți place. El este așa și tu trebuie să-l lași liber, independent, să facă ceea ce îi place lui, pentru că el este bărbat și el trebuie să se dezvolte diferit de tine, pentru că tu când l-ai luat sau când v-ați căsătorit, el a fost diferit, tu ți ți-a plăcut, pentru că el era un pic, și asta se referă și invers, că sunt și bărbați care vor să facă femeile cumva un fel de casnici din astea umile, să nu mai vorbești tu cu Raia de acolo, că nu-mi place cum e, tu ai văzut și unghiare. Deci oamenii au probleme serioase acolo, înțelegi? Iată, mie astfel de cupluri nu-mi plac. Mie îmi place când fiecare își respectă individualitatea. Dacă eu vreau să ies cu prietenii mei, eu ies cu prietenii mei, el vrea să se ducă în altă parte, se duce. Dacă stă la facultate până la 12 noaptea cu studenții, eu pot să-l sun doar să întreb dacă e ok, dacă nu este foame și dacă nu e super obosit, dar în rest, stai până și până dimineață creează. Adică nu e... Dar asta pentru că există încredere între voi doi. Încredere și... încredere, înțelegere, inteligență, nu știu cum să zic, sunt mai multe, adică nu pot. Și răbdare, pentru că tu când ai un Anatol Durbal acasă, tu nu poți să fii, cum să zic... oricum, și nu vorbesc că el este cumva, dar el este un bărbat foarte, foarte deștept. Eu uneori încă pe mine mă înciud, știi, că mă duc și eu ca oricare femeie, mă enervez că tu n-ai făcut asta, că tu nu, e că nu duci niciodată gunoiul sau nu știu ce, și eu zic, come on, sfeclă, dar despre asta e, adică despre asta e relația voastră, știi? Uneori mă uit că este foarte, poate, greu, pentru că nu reușești cu timpul, că are foarte multe proiecte, știi? Și zic, de ce să-l mai sâcă și eu la cap? Trăim fericiți, suntem ok, hai să trecem peste asta. Adică eu învăț, încă și el învață la rândul lui, pentru că lui nu e ușor cu mine, că eu sunt omul extremelor, eu nu sunt omul care mie ori mi-e bine, ori mi-e rău. Adică eu nu am variantă. La mijloc nu ești. Nu, scorpioni, ce vrei. Suntem extreme și asta e foarte, foarte complicat. O întrebare foarte simplă, cred eu. Răspunde tu. Ce a avut soțul tău și nu a avut alți bărbați? Oh, Doamne. Ne-am adus aminte cum de fiecare dată când cu Anatol vorbesc, să ne întâlnim la teatru, la o petrecere, ceva, și în loc să-i zic că
că stai că am să greșesc acuși. Cel mai sexy organ sexual al lui Anatol este creierul. Și eu în loc să zic asta, eu zic unic organ sexual al Anatolului, creierul. Și el zice, Sveclă, numai tu poți face asta. Dar el este foarte, foarte deștept. Deci nu, nu se compara. Asta. Cred că de asta și m-am căsătorit, știi? Eu am vrut un bărbat deștept, am vrut un bărbat puternic. Eu lângă Anatol nu simt, mă simt cumva mică, mă simt femeie. Dacă aveam un bărbat de vârsta mea, eu își făcam. Adică, efectiv, aveam să-l domin eu, știi? Dar în cazul nostru e un fel de echilibru. Eu am putere, dar mă simt totodată femeie, știi? Eu sunt în siguranță lângă Anatol. Ce vedem noi pe rețelele sociale e că e un tată bun. Asta vedem noi. E fantastic. Da? Și din câte știu, acum stă el cu Cassandra, pentru că e cu viroză și a fost el cu ea la pediatru. Da, el este... Când vine vorba de Anatol și să zic, când mă întreabă cineva cum e Anatol ca tată, el este efectiv fantastic. Și când zic asta, mă refer la tot. Poate să nu doarmă noaptea, poate să stea el toată noaptea să vegheze deasupra copilului, să verifice febra. Atunci când se îmbolnăvește unul din copii, noi avem așa o foaie A4, Anatol a scris data, ziua, ora și începe. Ta-ta-ta, atâția mililitre de ibuprofen. Aici se duce cu foaia aia la medic, în momentul în care deja știm că e nevoie să mergem la medic, întreabă tot ce e posibil și imposibil, că eu mă enervam la pediatru. Zic, dar toți bărbații așa întreabă, zice, nu, de fapt Anatol este o excepție, că el așa pune întrebări multe. Are răbdare cu copiii, le explică, vorbește cu ei. Dacă eu sunt omul care mă enervez, poți mai țip o dată la ei, că liniștiți-vă, așa? El, veniți încoa. Le explică foarte mult. Adică este un tată extraordinar. Nu, aici n-am ce să-i reproșez. Deci îți cere al treilea? Dacă stă el acasă de dimineață până seara. Adică el, cum să zic, el nu a gustat din maternitate ca mine, stând și noaptea și ziua, laptând, ducându-te. Tu nu te poți desprinde pe ore multe cum el. El poate să ducă și pe 12-3 zile. El o să vină, știi, că este cineva acasă. Mie asta mi-e greu acum, știi, să revin din nou la... Da. Uite aici, ea descrie rolul de mamă printr-o frază. O mamă este responsabilă, somnoroasă, mereu zâmbitoare și super răbdătoare. Și ești mereu zâmbitoare, chiar mereu. Nu, nu-s chiar mereu, dar ea încearcă, știi? Ea peste ea trece ca să fie cu copiii bine. E adevărat că sunt multe mame cad în depresie postnatală și ele trebuie să ajutate. Ele trebuie să fie soțul, să fie receptiv, să ajute, nu doar ea să plimbe, să spele bunicile, dacă e nevoie de dacă, luați-o de dacă, adică mi se pare asta absolut normal. Da, e copleșită de prea multe griji, prea multe sarcini. Dar tu nu, mie mi s-a părut cel mai complicat de maternitate trecerea mea de la domnișoară la mamă. Mie mi-a luat ca să conștientizez că eu nu mai sunt domnișoară, dar sunt o femeie cu acte în regulă deja și sunt altă Olese. 2 ani și ceva, destul de dureros a fost. Pe final, întrebările blitz. Oh. Te rog frumos. Ce meserie ți-ai alege dacă ai putea da timpul înapoi? Tot actorile. Când ai fost ultima dată la un spectacol la un alt teatru? Recent. Deci la premieră am fost, nu mai țin minte, cu o săptămână urmă. Deci mergi? Da, da, da. Dragostea pentru fiecare copil e diferită? Dragostea pentru... ei, nu știu, pentru că poate e fată și băiat, dar e aceeași. Da, nu știu cum să zic. Adică nu pentru cineva mai mare, pentru cineva... Nu mi se pare asta aberant. Iată, și cea care face 9 copii și 10 copii, eu cred că are dragoste suficientă pentru fiecare. Cât de bine gătești? Ce notă ți-ai da? Oi, un 6 cu plus. A, dar e cu plus, vezi? Un 6 cu plus, nu gătesc super bine. Cu toate că pot, știi, și știu să gătesc, dar nu am, iată, sora mea Doamne, face trei chestii și un platou și arată și e extraordinar, dar eu parcă am pus tot, parcă totul e bine, dar ceva, oricum mie nu-mi place mâncarea mea, știi, adică nu, dar se mănâncă, am ei fericiți. Cassandra vine și spune, pastele au fost delicioase.
Și aici e vorba de vocație, probabil, știi? Da, da, da. Mare sau munte? Mare. Ceai sau cafea? Cafea. Ce te vezi făcând la pensie? Iată, am să mă întorc la rădăcini. Mă văd acasă, la țară, punând roșii și castraveți. Nu se pare ciudat, dar mi-e de foarte mult. Nu, 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 chiar deocamdată așa, în pământ. Culegând zmeuri, eu îl văd pe tata meu cum dimineața se trezește înainte de noi toți și se duce în zmeură și pune, strânge zmeurica, o pune copiilor, mama la fel, deci ei, știi, îți dă energie foarte mult pământul. Sigur. Și totul este bio? Da. Da. E un vis frumos, dar mai e cale lungă? Mai avem, da. E prea devreme să... Da. Mai avem încă vreo 50 de ani. Dar a fost, uite, ultima întrebare din acest interviu și sunt foarte recunoscătoare pentru prezența ta și pentru că ești așa cum ești. Mersi și ție la fel. Gata? Și bine. Suntem gata. Hai. Mai lejere, mai fără stres, mai... Bine, băiței, noi de-am pornit-o, practic, da. Nu ne auzim? Ar fi păcat să-ți vorbim prin YouTube. Lucrăm, da? Da. Reluăm de la început, ca la teatru. Ce sunt azi? Se văd? Poftim. Da? Tim? Băieți. Cum e română? Brâzgovic. Că eu de fiecare dată zic invitaților pe curând și îi rog să dea și ea așa o recenzie la tot ce s-a discutat astăzi aici. Nu știu ce o să iasă din tot borșul ăsta. Și mă gândeam, zic, uite ce îmi lipsește mie, calmitatea ta, știi? Cum asculți tu, cum pui de voi. Nu, 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 să mă lauzi aici, vreau eu să te laud. Nu vrea, nu vrea să fie. Gata! Brilă! Yay!